am adoptat proiecte care vizează programe europene sau programe lansate de Guvernul României, la care desigur suntem parte. Printre aceste programe, cele mai importante se leagă închiderea centrului de plasament de la Olten, de fapt construirea trei case familiare pentru copii, care sunt acum 56 la Olten și trebuie neapărat să redistribuim și să creăm condiții favorabile pentru ei în case tip familiar. Două case asemenea vom construi la Baraolt și unul la Intorsura Buzăului. În plus, la Intorsura Buzăului vom reabilita o clădire existentă pentru un centru de reabilitare pentru copii nevoiași. Este vorba despre un proiect european finanțat din POR și POCU în jur de 2 milioane de euro, a cărui documentație trebuie să depunem până în decembrie. Am avut și avem permanent pe ordinea de zi proiectele noastre pentru reabilitarea drumurilor județene din zona Baraoltului, în total 50 de kilometri de drumuri județene. Suntem în fază de precontractare. Așa știu eu de la Agenția de Dezvoltare Regională de la Alba Iulia că în anul ăsta, până la finele anului, vom încheia și vom semna contractele de finanțare pentru aceste drumuri județene în valoare aproape 20 de milioane de euro. Asta înseamnă reabilitare totală, nu numai drum, nu numai două straturi de asfalt, ci și peste 10 poduri, sute de podețe, câțiva kilometri de șanțuri, trotuare și așa mai departe. Deci reabilitare totală a drumurilor județene din bazinul Baraoltului. Iar celelalte proiecte și programe se leagă de PNDL, de Programul Național de Dezvoltare Locală, finanțat în mare parte de Guvernul României, desigur, la care suntem și noi părți, nu numai prin semnare de contract, dar ci și în bani. Și aici am avut câteva corelări, pentru că, de pildă, între drumul județean, între Macșaleț și drumul național 13, a suferit o modificare financiară după încheierea licitației, pentru că la licitație am ajuns la o sumă mai mică decât cu care am pornit și această sumă trebuia, deci suma finală și totală a investiției trebuie finalizată și desigur și raportată la cofinanțator, adică la Guvernul României. Deci, în general, am avut 8 mari proiecte pe ordinea de zi, aproape toate, în afară de unul, se leagă de programe europene și programe de finanțare națională. Eu cred că am mișcat destul de bine, de pildă în ciclul trecut, în programul european 2007-2014, am atras cei mai mulți bani pe cap de locuitor în regiunea centru, regiunea dezvoltare centru și fac o previziune că vom atrage și în ciclul ăsta cei mai mulți bani pe cap de locuitor.